Și ce fac băieții? Încă un episod. Acum de FIFA Mobile. Da, se încarcă în acest moment. S-a încărcat și vedem ce putem face. Noi avem un meci cu Mexic, din câte știu eu. O echipă bună această Mexic. E așa, mi se pare ce puțin. Da, nu se încarcă. Wow! Uitați ce îmi dă! Încă de un an șoc. Și întotdeauna dă un șoc. Ok. Ce îmi dă aici? Și asta nu știu. Wow! Încă nu. Și încă nu uit că pe ce a făcut. Veseată. Da, mă. Veseată. Foarte interesant câte wildcard-uri mi-a dat. Chiar super interesant. Câte wildcard-uri poate să-mi dea. Am meciul cu asta. Ai fost prea bestia să fac. Pe un plac și da, ne băgam pe meci mai bine întâi. Da, sunt din ce în ce mai aproape să-l fac, poate pe hazard. Da, avem meci cu Mexic, jucăm la fel cu această formație. Pușcă și număr de zămăgește, e fenomenal lovitul cu capul. Deci au trecut 2 minute în video și eu n-am făcut încă nimic. Dar mi-a dat un pachet foarte ciudat. Dos Santos, Mari Giovanni, mamă. Da, mă, Giovanni. Cum să nu joci fără? Cu Giovanni, fără Giovanni, adică cum să nu. Mexic să joci fără Giovanni, fără Jonathan, da, poate. Tancu pentru Puskás. Reține Ochoa, portarul celor la Standard de Liege, transferat de la Malaga, parcă, pentru că a fost parcă împrumutat Malaga, Granada. Grenada, mă. Granada. Maxim pas pentru Marin. Răzvan Marin. N-are o viteză foarte bună. Marin. Herrera. Hector Herrera pentru Giovanni Dos Santos. Prea ușor. L-a făcut pe Gaman. Stachino. Bine. Acum Alex Kipciu. Kipciu. La Ion. Bun acest băiat la Ion. Mai ales la fază când trebuie să te gol, e superb. Și în jocuri tău și în viața reală, și mai cade și începe să. A, și ieșim cu mingea, prea ușor Kipciu. Prea ușor Kipciu aici, este cu cea foarte tremendă. Deja au trecut 33 minute și se termină 23. Valerica Gaman, Reyes Gaman. Nu știu ce nu e jucător de viteză, recuperează foarte bine. George Pușcaș, ce trebuie superbă. Ajunge de fapt. Era și tot și greu aici. O pasă așa, era foarte greu. Cred că trebuia să dată și mai devreme de asta. Stancu, oriștul fenomenal, ați văzut și meciul cu Brazilia. A avut un super gol, Stancu, pe lângă poartă. Jucătorul din Bursaspor, parcă. Pușcaș! Bagă mâna Ochoa și o deviază. Un șut foarte bun. S-a răgușit un pic. Stanciu. Ochoa. Radu e în careu pentru că e un jucător foarte înalt. Trebuie să te replezi rapid pentru că ești periculos. Guardrado. Jucătorul celor de la PSV. Achino. Stanciu n-a vrut să riște. S-i aruncat de la margine. Dar mai bine aruncat de la margine era decât să continuăm. Și Giovanni Beto salvează. Oricum nu cred că putea să fie gol la fost. Gaman, tor și cu capul imposibil. Stancu, bine, grăbește jocul. Marin nu se va mai lăsa timp. Încă știe că nu mai are nicio șansă, Marin, da.
Da, începe a doua repriză. Cei carito. Oh, trece. Acum Giovanni Dos Santos. Dos Santos! Vine. Radu. Are 3 gol pe 2. De echipa națională, când joc eu. Sau poate, parcă. Parcă și primul gol al nostru sezon. Ștefan Radu! Ce ocazie! Șuturile lui sunt foarte bune, mereu. A marcat și în viața reală pentru Lazio. Un super gol sezonul ăsta. Stan, acum Stan ce e mai rapid el. Stanciu! Moale și totuși. Lasat, dar destul de moale. Maxim vine cu o centrare prea tare pentru Stanciu. Vine cineva, nu? Pușca, știi ce? Nu stă în care care are lovituri bune de cap. Și foarte înalt. Foltez. Da, 0-0 cu Mexic, se pare. Poate fi și rezultatul final. Gaman. Hai mă, nu. Nu e complicat. Radu, ba da, ne complicăm. Chicharito, gol Mexic. Prima dată când suntem conduși. Prima dată când suntem conduși în acest sezon. Și nu putem să-i desfacem, greu să-i desfacem. Pe mexicani, oricum, și-o cunosc într-o mamă cam dezamăgit meciul ăsta. Marin! Corner, măcar. Mă, că la corner putem face multe lucruri. Stanciu Radu! Corner. Nu e corner, pe bune! Hai, mă, Radu, hai. A, și tu, Stancule, că ești înalt. Marin, de ce nu i-a lași mingea? Marin, slab de tot. Maxim, centrare pentru Stanciu, gol! Stanciu, 1-1. Mai aveam speranță și pentru o victorie, dar și ei mai au. Mai sunt 8 minute. Și nu cred că se va da mai mult de 2 sprintare, nu se va da cu siguranță. FIFA oricum FIFA un bani minute sprintare trec foarte ușor. Sau mi se pare doar Stanciu. Stanciu! Ce ocazie! O minute sprintare. Ce trare! Stanciu! Gaman! Corner. E corner, nu? Da, e corner. Stanciu gol! 2 la 1 pentru România, revenire fabuloasă! Revenire fabuloasă! Nu știu cine era acolo în imagine, hai să blocăm rapid. Marin, se termină! Bine băieții! Pe final am revenit foarte bine. E greu și pentru Mexic să reziste cu noi, dar și cam asta foarte pe Bușca. Bă, cu echipa lui Mircea Lucescu Turcia. La revedere!